Și iată, în urma desfințării celor două nuclee care ați văzut în filmele anterioare, iată ce s-a întâmplat. Eu am crezut că o parte din albine se va duce în partea din spate, dar ea a venit aici. Și iată ce a rezultat. A rezultat o grămadă de rame cu albine, undeva la 19 rame de albine are aici. Asta s-a întâmplat. Ce trebuie să fac eu? Sâmbătă, cel târziu, ar trebui să-i fac o verificare, să vedem această aglomerare ce va rezulta. Vine luna august. Aici este o matcă tânără. Iată, am deschis ambele urghinii și albina se comportă normal. Asta s-a întâmplat. Acum facă ce o vrea. Că o ierna pe 12 rame treabă. Bun, am vrut să vă arăt și dumneavoastră ce se întâmplă dacă faceți o unificare și nu iese așa cum ați dori dumneavoastră, adică se împartă la mai mult. El a venit la vreo 3 metri, s-a băgat toată albina aici. De fapt, ați și văzut cum s-a așezat pe acest stup. Numai bine, până data viitoare!